copilul ăsta ce face, mă omoară sau nu mă omoară? Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Astăzi sunt îmbrăcat mai șantierește, pentru că ce crezi, merg pe șantier. Sunt și eu anul 2 la facultate și trebuie să fac practică. Și fac practică pe șantier, da. Pentru că o să vedeți voi mai încolo de ce fac eu practică pe șantier. Este pentru interesul meu. Astăzi suntem cu dockerul, mașina de muncă. Și acum mergem spre locația unde voi face practică. Nu o să filmez de acolo ca să nu zic ceva. O să filmez drumul până acolo, traficul din frumosul București. Mă rog, acum cred că ieșim pe centură. Așa, și cum spuneam, mergem să facem practică pe șantier, băieți. Mi-am luat aici pantalonii Army, un tricou de casă, na, de pot să-l murdăresc, că nu e tocmai curat pe acolo. Și bocanci, tată, fără bocanci, nu pot să faci. Și acum se pare că ieșim pe centură. Abia aștept să termin și cu facultatea asta, că nu mai pot. Mă rog, oricum, n-am mers eu nici o zi la facultate, am făcut numai online și cred că asta a fost un avantaj, zic eu, că am putut să mai și muncesc, să înțelegeți voi. Cred că pe aici trebuie să o iau, vedem acum. Trebuie să învățăm meserie, fraților. M-a luat amețeala, frate, nu mai pot. Pune luminile în tunel. A, Ucraina. Ua! Ucraina. Mamă, dacă n-am mai fost pe la Carrefour ăsta pe aici, dacă mi eram mic. Bă, n-am luat-o bine, mă. Bă, ce mă enervează Google Maps ăsta, mă, frate. Bă, sper să-mi fie acum aia pe centură. Ce-ți face aici, mă? Outlet. Mob Expert Outlet. Bun. Ucraina e asta, e așa că te aranjez eu. Că prea mergi în neștiință de cauză. Și ai grijă că eu sunt dockerul. Asta are cai mulți. Și am și bocanci în picioare. Am talpa grea, cum s-ar spune. Nu-i de joacă. Chiar sunt curios ce o să mai facem și astăzi pe șantier. Vă dați seama, cazmale, lopeți, pietrișuri, bolovănișuri, mâini tăiete, picioare tăiete, de-astea. Traficul. Haide, băi, autobusule. Mersi, boss. Hai, că mai a căzut dracu și... Da, parcă a mai căzut odată, mă, frate. Hai, lasă-mă. Hop. Trebuie să întorc și eu bacilișa pe undeva. Asta e că fac bacilișa pe benzinărie. Că bineînțeles că eu n-am luat-o bine din prima cu Google Maps-ul ăsta. Și facem bacilișa o schemă. Ia să vedem. Le avem sau nu le avem? Le avem, bă, băiatule, bă. Gata, suntem pe calea cea dreaptă. Sper. Tirul ăsta ce face, mă omoară sau nu mă omoară? Nu mă omoară. Nu mai am de zile. O să auzit tare vântul? Nu cred. Dar nici de cal nu vreau să mă. Nu dau drumul la aer că nu mai trage mașina. Hai că nu mai trage. Dar am văzut că s-aude prost pe filmare dacă dau drumul la aer. Și nu vreau asta. Bă, dar s-a făcut centura asta, s-a rupt de tot. Nu a hârtoape pe aici. Cât facem, 17 minute până acolo. Ce Toyota e asta, mă? Toyota Celica. N-am mai văzut. Nu-i Toyota ca Logan. Bun. Hai, mă, că nu ia glumea la pe centură. E bine. E ok. Bă, frate, nu știu cum își măsoară mașina asta benzina. Prima liniuță ține cel mai mult. A doua se duce instant, nu știu, cred că merg 5-6 km se duce instant. Și la restul nu mai știu, dar la a doua linuță am observat că se duce foarte repede. Bă, sper să nu fie foarte cald astăzi, că mă prăjesc. Ultima dată m-am cam prăjit, am bronz de tractorist. Tata, e-te. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să muncești, tata. Nu-ți dă nimeni, mă dă geaba. Fac și eu ceva. Tăr, sună telefonul.
Hai de bătă să mișcă binișor pe centură. Dăm și noi a cincea, viteza de croazieră, merge și noi cu 180 lejer. Hai, cu 180 dacă e. A few moments later. Ce are ăsta în spate? Un generator? Bun. Ce-mi plac utilajele. Utilajele din construcții. Plac multe excavatoarele, frate, nu știu, mi se par jucării de oameni mari. Mi-ar place să manevre și eu unul. Cine știe, poate în această viață noi la un excavator. Sau un mini-excavator măcar. Ca să n-a... să mă ajute în ce vreau eu să fac mai încolo. Dar nu vă zic, nu vă zic ce vreau să fac. Vă zic mai încolo. Nu e bine să vorbești de înainte până nu se întâmplă. Că altfel devii papagal. Deci nu mai vorbiți până nu se întâmplă. Și nu vreau să devin papagal. Am văzut că v-a plăcut challenge-ul pe care l-am făcut. 100 de sufuri. Apropo, dacă nu l-ați văzut, intrați pe canal și uitați-vă. O să mai fac challenge-uri, că și mie îmi place să fac. Dar n-am avut timp acum. Dar nu e problemă. Facem noi challenge-uri. Vă plac challenge-urile astea, că mi se face rău când dau 300 de milioane de sucuri. Bă, sincer, și mie îmi place să mă uit la astea, mai ales la mâncare. Deci, de nu mă uit la mâncare, ia uite, mă trebuie să fac treabă. Bă, de ce nu zice, bă, și Google Maps-ul ăsta, mă, dinainte, bă, casa măsii de... Aolo... Bă, unde mă pune să întorc acum? Mai în față. Bă, de-aia nu-mi place mie Google Maps-ul. Să-mi tortochează, să... nu se recentrează câteodată, mă enervează rău cu tot. Dar acum am primit locația pe Google Maps și na, ce să fac? Speed bump. Bu. Aranjat apa în burtă. N-am pus aici în viața mea. Nu puneți frână când intrați în gropi. Dau în speed bumperi. Nu țineți pe frână. Că greutatea se lasă pe față. Cu frână cu tot. Papa, bucșăraie, papa, suspensii. Ați înțeles? Sfat, prietenesc. Dacă e frânați până în... Până că stătea prost ăsta, în loc să fac stânga, am făcut dreapta. Din cauza la Google Maps ăsta. Și acum trebuie să întorc chiar aici. Bine că am sens girator. Dacă ai idee așa, ca să vedeți cât de prost e Google Maps. Acum trebuie să mă ia pe mine, amețeala în sensul ăsta girator. Să ajung acolo leșina drept. Ba, nu mai pot, mă doare cap. Mai avem 3,8 km. Pe care o să-i fac într-o oră, că mă încurcă Google Maps ăsta. Mamă, ce viteză merge ăla cu cifa sau ce naiba aia, nu e cifa. Nu știu cum să-i zic, dar e mare rău. Nu mai știu cum să-l numesc ale. Eu nu înțeleg pe ăștia, mă, merg cu tita, cu tita e mașinile așa rapid. Unde e frică și lor, că dacă sare ceva în față. Așa, și aici unde trebuie să fac? Trebuie să fac pe acolo. Bineînțeles. Google Maps. De-aia, dragi, cine mai folosit Google Maps ăsta? De ce nu se întoarce, mă, frate, mașina pe Google Maps? Nu înțeleg. Nu se recentrează. Acum adu-i și întoarce iară, Cristiane. Hai, mă, treci tu mai repede. Nu mai pot. Nu mai pot. M-am umplut de spume Google Maps. Ajung acolo, îmi dau cu lopata în cap de nervi. Ia uite-l și pe ăsta. Băi, n-am claxon, mă. Tine-s banda. Nu merge claxonul, mă, frate. Mi s-a ars, nu știu ce dracu. Gata, aici facem dreapta, frumos. Uite, așa centrat îmi place. Să-mi dau și eu seama care e stânga, care e dreapta pe Google Maps. Nu, așa, și dă-ți seama. De unde să-mi dau seama? Cât mai avem, mă? 2 km. Bravo, băi, pe dublă continuă. Sau nu e dublă? Ah, n-avea. Îl avea voie să întorc. Ce mai facem, mă, frate? SQB. Mamă, cum arăta, frate. Ăsta ce e, mă? Jeep. Hai că mai am un pic și ajung. Trebuie să fac dreapta, sper că e asta. Undeva pe aici. A, cred că aici e. Facem dreapta. Bun. Merg pe strada fericirii, unde e ca autostrada firii. Da, bă, am luat-o bine. Hai că mai încolo, în 80 de metri ajung. Și, ulu! Și mă apuc de treabă. Revenim când termin. Pa! One eternity later. Gata, băieți, încă o zi de practică încheiată. O zi de practică pe șantier. M-am murdărit un pic, nu știu dacă se vede.
Mă rog, am fost și mai rău în alte dăți. E bine cum sunt acum. Sunt un pic cam obosit după o zi de stat în soare. Praf, praf. Cum e pe șantier? Ca pe șantier. Vă dai trada asta plină de hârtoape. Trada fericirii. 39 de minute. M-a luat o foame. Abia aștept să mănânc și ceva. Dificil și la practic. Dar na, o să mă ajute mai încolo. Momentan ținem secret, top secret. Și cam atâta cu vlogul de astăzi, băieți. Nu prea mai am ce să mai zic. Sunt și cam obosit, nu prea mai am inspirație. Acum o să merg acasă. Fac și un duș și mă bag în pat. Lenevesc. Mâine o iau de la capăt, cred. Nu știu, să vedem. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să omorâți butonul de like, să dați un share, să vă arăt toți prietenii voștri. Iar până data viitoare, eu am fost Cristi și v-am pupat. Pa!